Hristos a înviat. Și-au tremurat stăpânii lumii la glasul blândului profet. Și un dușman au văzut în fiul dulgherului din Nazaret. El n-a venit să răzvrătească, nu vrea pieirea nimănui. Desculți, pe jos, colindă lumea și mulți hulesc în urma lui. Și mulți cu pietre la lungă și râd de el ca de un smintit. Iisus zâmbește tuturora, atotputernic și smerit. El orbilor le dă lumina și muților le dă cuvânt. Pe cei infirmi îi întărește, pe morți îi scoate din mormânt. Și tuturor deopotrivă împarte darul lui ceresc, și celor care cred întrânsul, și celor ce-l batjocoresc. Urască-l cei fără de lege, ce-i pasă lui de ura lor? El a venit să aducă pacea și înfrățirea tuturor. Din toată lumea, asupriții, în jurul lui s-au grămădit, și în vijeliile de patimi, la glasul lui, au amuțit. Fiți blânzi cu cei ce vă insultă, iertați pe cei ce vă lovesc, iubiți pe cei ce în contra voastră cu vrășmășie se pornesc. Cât bine, câtă fericire și câtă dragoste ai adus, și oamenii, drept răsplătire, pe cruce între tâlhari te-au pus. Au râs și te-au scuipat în față, din spini cunună ți-au făcut, și în deșarta lor trufie, stăpâni deasupra-ți s-au crezut. Aduceți piatra cea mai mare, mormântul să-i acoperiți, chemați sutașii cei mai ageri și străji de noapte rânduiți. S-au veselit necredincioșii că au pus luminii stăvilar, dar ea s-a întărit în focul durerilor de la calvar. Și valurile-i neoprite peste pământ se împânzesc, ducând dreptate și iubire și pace în neamul omenesc. Voi toți ce-ați plâns în întuneric și nimeni nu v-a mângâiat, din lunga voastră îngenunchiere, sculați, Hristos a înviat. De Alexandru Vlahuță.